am revenit în direct. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe YouTube, acolo unde vă invit să dați un subscribe pentru a fi primii care află toate noutățile pe care le aducem în fiecare zi în fața dumneavoastră de luni până vineri. Discutăm astăzi despre modul în care sunt aprobate unele proiecte din bugetul municipiului, din bugetul local al municipiului Deva. Încercăm să aflăm și noi care mai sunt proiectele pe care unii dintre deveni aleg să le depună pentru a mai transforma așa puțin municipiul Deva în bine, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Emanuel Ioan Cleș, președintele Asociației Alături de Tineri. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Sunteți un tânăr, putem spune, și în politică, dar și în ceea ce privește implicarea pe care o aveți în tot ceea ce înseamnă tineri din Deva, pentru că, iată, și prin această asociație Alături de Tineri, care practic spune aproape tot despre activitatea pe care o desfășurați aici, încercați să aduceți un plus valoare, sau cel puțin asta ar trebui să însemne, nu, această asociație, pentru municipiul Deva și pentru tineri, de ce nu? Recent ați depus un proiect care ar fi, sau ați, de la care ați avut, de fapt, mai multe așteptări să fie și aprobat, și un proiect care să schimbe puțin traiectoria tinerilor și nu numai. Pentru început, haideți să vedem ce înseamnă acest proiect, ce înseamnă, de fapt, activitatea acestei asociații, pentru ca mai apoi să vedem care au fost rezultatele. Da, noi de la Asociația Alături de Tineri considerăm că și prin astfel de activități ONG, să le spun așa, putem să intervenim, să ne implicăm în comunitate. Și pentru că am observat că pe zi ce trece tot mai mulți tineri pleacă din Deva, am considerat că ar fi necesară și oportună depunerea unui proiect spre a fi finanțat în baza legii 350 de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva. Proiectul pe care noi l-am gândit și l-am elaborat și l-am și despus spre a fi finanțat, viza de fapt domeniul de tineret și era gândit pentru a oferi know-how sub forma unor workshop-uri pentru 300 de tineri care urmau să beneficieze gratuit de pe urma acestui proiect, de ceea ce înseamnă cursuri, formare profesională pe competențe antreprenoriale pe de o parte, pe de altă parte ar fi fost puși la un loc cu trainer, cu speaker din domeniul antreprenoriatului. Mai mult decât atât, ar fi luat cunoștință și despre oportunitățile de finanțare care sunt în România în anul 2023-2024, atât practic cele guvernamentale, exact, niște mese rotunde sub forma de conferințe și mai mult decât atât, ce e foarte important, am fi discutat și despre modul în care se elaborează un proiect de finanțare, se implementează, se evaluează, pentru că sunt foarte multe greșeli, ca să nu spun abuzuri, la ceea ce înseamnă evaluarea unor proiecte care sunt chiar competitive. Și atunci noi am considerat că aceste proiecte ar trebui să facă parte dintre cele pe care Primăria Municipiului Deva le va finanța, pentru că este o provocare în perioada 2021-2027 de finanțare, unde știm că avem acces la foarte multe fonduri europene și e păcat ca tinerii să nu aibă cunoștințele necesare pentru a putea depune un proiect. Fie că discutăm de panouri fotovoltaice, pentru că sunt acum în toate domeniile, panouri fotovoltaice, tinerul fermier, instalarea tinerilor pe micro-întreprinderi în mediul rural sau așa mai departe. Deci, practic, acest proiect i-ar fi ajutat pe toți în orice domeniu de activitate pentru care existau surse de finanțare. Pe de o parte, le făceam cunoscute care sunt oportunități de finanțare pentru ca ei să știe să se nișeze pe acele activități, că degeaba am un proiect bun care nu este finanțabil. Sau degeaba cunosc liniile de finanțare dacă n-am acces la resursă umană calificată sau la niște lectori care să mă învețe cum să fac o cerere de finanțare. Și foarte mulți tineri renunță din fașă la ideea de a ajunge să acceseze fonduri europene, tocmai din această cauză, pentru că nu știu cui să se adreseze, nu știu în ce direcție să o apuce și partea aceasta birocratică de cele mai multe ori îi descurajează. Acum, nu vă ascund faptul că eu
provin dintr-un domeniu de activitate unde baza mea este accesarea și implementarea acestor fonduri europene. Și vreau să zic că nu de puține ori mi-a sunat telefonul de la prieteni, cunoștințe, care chiar nu neapărat tineri, care spuneau, bun, aș face și o cerere de finanțare către fondul de mediu sau așa mai departe, vreau să-mi pun 2-3 panouri. N-am bani să plătesc 3.000 de lei, 4.000 de lei la un consultant, dar nu cred că e ceva complicat. Noi, tocmai către acele persoane, vrem să venim în sprijinul lor ca să-i învățăm, să le arătăm cum se face cea de finanțare, cum se depune, pentru că s-ar putea ca din cei 300 minim pe care noi vrem să-i formăm și să-i instruim să se nască vreo 2-3 întreprinderi care, la rândul lor, să genereze 2-3-4 locuri de muncă, care, noi așa, ar scădea pe de o parte rata șomajului, pentru că s-ar angaja tineri, ar găsi loc de muncă, ar genera niște venituri, care venituri vor fi impozabile și vor contribui indirect la bugetul local și general. Adică era vorba de acea economie circulară. Pentru că noi, cei de la Asociația Alături de Tineri, considerăm că investind în tineri, investim în viitor. Aia ce înseamnă? Ceea ce dau astăzi ca și finanțare, într-un timp, spunem noi că pe termen scurt și mediu, rezultatele vor apărea și vor susține, de fapt, activitatea primăriei ca să poată genera alte proiecte de succes care să schimbe în bine tot ceea ce înseamnă viața în comunitatea de Veană. Bun, în urmă cu puțin timp am văzut și pe pagina noastră de Facebook, ați postat o fotografie în care erați destul de bucuros că ați depus acest proiect, proiectul Antreprenor pentru Viitor. Ce s-a întâmplat mai apoi? Ce vreau să vă spun? Am depus proiectul conform reglementărilor legale în vigoare, pentru că în fiecare an, ca să înțeleagă de fapt cei care ne urmăresc, în fiecare an toate primările din țară, conform legislației în vigoare, în speță legea 350 din 2005, alocă finanțare nerambursabilă pentru activitățile non-profit. Aici este vorba despre asociații, fundații, persoane fizice, ONG-uri ca și o categorie de activități. Aceste finanțări, primăria municipiului Deva le-a împărțit în 4 domenii: tineret, cultură, social și sport. Asociația pe care o reprezint, Alături de Tineri, a ales să vizeze domeniul de tineret cu acest proiect Antreprenor pentru Viitor. Am studiat bine cerințele ghidului pe baza căruia se elaborează cea de finanțare, am îndeplinit toate criteriile de eligibilitate, am formulat o cerere de finanțare. Ajungem să vă spun și ce s-a întâmplat de fapt. Și a trecut perioada în care puteai să depui dosarele, le-am depus și noi, înțeleg că au fost foarte multe dosare depuse, iar la o zi... Bun până la urmă, da, există un interes. Există bun, un interes din partea societății civile pentru a participa, să zic, prin acest fel, la guvernarea locală, adică pentru a genera proiecte. Acum, să știți că am auzit și o abordare care spune felul următor. Acolo unde administrația este eficientă și își arată eficiența în activitatea pe care o desfășoară, rolul ONG nu prea mai există. Însă, în administrația locală, unde administrația este șubredă, acolo ONG-ul vine să completeze ceea ce de fapt lipsește. Considerați că se află în această situație? Cel puțin din sub aspect antreprenorial, da, ne lipsesc cu desăvârșire locuri de muncă bine plătite, oportunități de dezvoltare. Vedeți că investitorii ne ocolesc, merg la Orăștie, merg la Hunedoara, merg la Brad, merg în alte județe și ocolesc municipiul Deva. Ceva nu merge bine din punctul meu de vedere. Și am depus proiectul spre a fi finanțat, iar în prima zi de la închiderea perioada în care puteau fi depuse proiectele, am fost informat că proiectul nostru este eligibil, că am acumulat 73 de puncte dintr-o 100 de puncte care erau maxim posibile pentru a fi primite. Adică ați fi putut să... Deci am fost penalizat cu 27 de puncte dintr-o 100. Primind 73. Vi s-a spus care este motivul? Nici astăzi nu știu de ce am făcut o cerere, dar ajungem să vă spun și care sunt practicile în interiorul primăriei Deva, adică îți dau 4, dar nu spun de ce, ceva de genul. În cazul nostru, 70 de puncte din 100, dar nu spun ce ai făcut, nici ce ai făcut bine, nici ce ai făcut rău, pentru că nu știm.
Și am făcut și o captură de ecran după mail-ul pe care l-am primit, nu știu dacă se și observă, nu cred că pot să-l pun la dispoziția factorilor interesați, în care ne se spune, ne se duce la cunoștință faptul că în perioada 8-5-2023, 10-5-2023 a avut loc etapa de evaluare și selecție a dosarelor depuse. Și ni se mai comunică faptul că proiectul nostru a fost selectat și evaluat de către Comisia de Evaluare și a primit un punctaj de 73 de puncte și alocarea sumei de 10.000 de lei. Cât ați solicitat în Proiectul nostru, vă dați seama că 300 de tineri, să le faci cursuri, să le faci, să aduci lectori din toată țara, să faci niște conferințe pe mai multe zile, în care să ai module de tot ce înseamnă fonduri europene, oportunități. Gândisem chiar să facem o invitație către Primăria Municipiului Deva prin reprezentanți, către Consiliul Județean prin reprezentanți, către Ministerul Antreprenoriatului prin reprezentanți, către Ministerul Fondurilor Europene sau MIPE prin reprezentanți, să fie prezent la Deva și să explice tinerilor cum se atrag fondurile europene și să-i încurajăm. Nu știu dacă foarte mulți deveni știu sau hunedoreni, că județul Hunedoara este unul dintre puținele județe care sunt beneficiarele programului de tranziție justă. Iar în perioada următoare, la noi în județ vor intra peste 550 de milioane de euro fonduri dedicate în exclusivitate județului Hunedoara. Temerea mea, nu mi-e teamă că vin foarte mulți bani, mi-e teamă că nu o să avem capacitate să-i atragem. Și tocmai de aceea, prin astfel de proiecte care sunt, încă o dată menționez, erau gratuite pentru toți participanții și dacă veneau mai mult de 300 de tineri, cu mare drag aș fi primit, pentru că finanțarea era alocată de către primărie, noi considerăm că cu astfel de proiecte generăm plus valoare și nu zic că și alte activități nu sunt importante, dar eu personal parcă m-am săturat să văd tot finanțăm doar gale de kickbox, fel și fel de activități, adică cred că trebuie să venim și cu ceva care să vină cu plus valoare. Este important și sportul are un rol foarte important în comunitate, latura culturală, sunt foarte importante și cultele, acesta este un subiect care a stârnit foarte multe discuții și în mediul online și nu numai, pentru că au fost alocate undeva la 8 milioane de lei doar pentru culte în Deva și au fost foarte multe dezbateri pe această temă. Da, am putea să fim nemulțumiți și de alocarea bugetară pentru capitolul de tineret. Dar acum aș fi subiectiv, pentru că eu depunând proiectul acolo, atunci s-a spune bate din gură că e nemulțumit de banii care i-au primit la tineret. Nu despre asta este vorba în această emisiune și nu asta vreau să induc publicului. Bun, spun 73 doar că de... am primit 73 de puncte. Și 10.000 de lei. Exact. În ideea în care proiectul nostru, cu cofinanțarea noastră, pentru că un lucru foarte important și noi, ca și orice alt ONG, veneam cu cofinanțare. Deci nu ceream 100% de rambursare, doar o parte din bani, restul venea cu cofinanțarea din partea ONG-ului pe care reprezint, asociații. Și atunci, vă dați seama, din 2007 activez în domeniul fondurilor europene. Sunt un tânăr, deși am trecut de cei 35 de ani până la care o persoană este încadrată ca fiind tânără, în această perioadă, de acă sunt 16 ani, am depus proiecte și am implementat într-o valoare acumulată de peste 250 de milioane de euro. Vreau să vă spun că toate proiectele pe care le-am elaborat sau în cadrul cărora am fost implicat, au fost implementate cu succes, au avut 0 cenți corecții financiare, au fost implementate în timpul estimat, deci fără întârzieri, fără prelungiri și mai mult decât atât, întâmplarea face că în timp am devenit și evaluator de proiecte. Deci pe de o parte am capacitatea demonstrată prin diplome CNFP, ANC, deci nu o percepții personale cât sunt de frumos și cât sunt de deștept. Sunt studii. Și ce s-a întâmplat atunci? Iată, cu exact un proiect de suflet al dumneavoastră. Și vă dați seama că am luat grila de evaluare. Zic, mă, ceva nu e în regulă. Ori mi-a scăpat mie ca și cel care a elaborat proiectul, se poate să greșim, dar cam rar să mi se întâmplă să greșesc, mai ales pe fonduri europene, după atâtea sute de proiecte pe care le-am implementat. Și iau la o primă analiză grila de punctaj. Și mă apuc și văd. Grila de punctaj eronată. Pe de o parte spune că punctajul maxim pe care îl adună un proiect poate să fie 100 de puncte. Pe cealaltă parte, dacă luăm și însumăm punctajele fiecărui criteriu de atribuire, suma lor este 115. Și atunci întrebarea mea, eu am primit 76 de puncte din 115, câte sunt însumate, sau am primit 73 dintre 100?
Ați formulat o solicitare? Am făcut o solicitare către Direcția Economică a Primăriei Municipiului Deva. Ați primit și un răspuns la această solicitare? N-am primit nimic. A, mi-a spus o doamnă că ce caut la primărie, că n-au relații cu publicul, la Direcția Economică. Solicitarea am făcut în data de 17.05, adică joi, dacă nu mă șel, pentru că până luni, săptămâna aceasta, până scuzați-mă, azi e 15, în 12, azi. Da, în 12, azi că până 16. Ieri, până ieri se puteau face contestațiile. Uh-huh. Iar eu vroiam să contest ceea ce n-am primit, adică cele 27 de puncte care mi-au fost tăiate de la proiect, vroiam să le contest. Și am rugat frumos, oameni buni, aveați având această în vedere posibilitate de a face contestație. Obligatoriu. E drept oricărui să fie nemulțumit și să manifeste. Și ne-am spus celor din primărie, zic, vă rog frumos, având în vedere situația în care mă regăsesc, considerându-mă nedreptățit, vreau să fac o contestație. Cer să-mi puneți la dispoziție lucrarea mea, pe care am elaborat-o și pe care mi-ați punctat-o, să văd ce am primit punctaj, la ce nu am primit punctaj, pentru a formula, nu apărarea, contestația și să o depun. N-am primit nimic. Nici la solicitarea pe care am făcut-o pentru Direcția Economică și nici la solicitarea pe care am făcut-o în baza legii 544 privind accesul la informațiile cu caracter public, pentru că întreaga documentație, toată procedura de atribuire, selecție, contractarea acestor fonduri, fiind fonduri publice de la bugetul local, sunt cu acces public. Deci din 11 a 5, spuneați, văd pe hârtia noastră că ați făcut, 11 ați formulat această solicitare. Da. Nu ați primit niciun răspuns. Este un termen, poate eu vă la spun fel ca în orice altă situație de 30 de zile sau mai știu eu. Da, vă spun acum, legea 544, și asta poate să verifice oricine, dar știu și ce din primărie, spune clar că în termen de 10 zile se pune la dispoziție factorilor interesați, documentația. Păi din 11 acum, până da, eu vă spun 10 felul zile depășiți termenul în care se mai soluționează, da, vă spun să acum se mai pot depune contestațiile, da, haideți, nu? Să vedeți, haideți, dați-mi un pic voie să vă explic. Eu în data, deci ei până, din 8 până între 10 a 5 au făcut evaluările, spun ei. Că au făcut evaluări. Aia ce înseamnă? Fiecare evaluator ia fișa și dă un punctaj. 1, 2 și așa mai departe, da? În data de 11, deci cu în următoarea zi, îi rog, oameni buni, sunt nemulțumit, dați-mi vă rog frumos, puneți-mi la dispoziție lucrările să văd, pentru că era un apel competitiv. Deci nu era un apel de puneți tot și vă dă la toți banii. Nu. Toate proiectele se depun, le evaluăm, cele mai bune sunt punctate. Așa spune legea. Nu o spun eu, nu o spune altcineva, indiferent cât și-a dorit primarul să dea el bani așa, nu avem voie să lăsăm. Noi suntem oameni onești, cinstiți, respectăm ce spune legea. Și în data de 11 le cer să-mi pun la dispoziție. Nu putem. Zic, oameni buni, e de mirul lumii. Ieri ați făcut evaluarea sau până ieri în 10, în 11 trimiteți comunicatul și vă cer să-mi dați lucrarea să mă uile aia, să văd, să pot să contest că am termen până în 15, fără să iau în considerație ziua de sâmbătă și duminică, că era în această perioadă, mie mai rămâne o singură zi în care să pot contestație, să fac contestație. Ori dacă nu puneți documentele, e oarecum o îngrădire a dreptului meu, legitim, de a depune o contestație. Nici până astăzi, la momentul vorbirii, n-am primit niciun document, o evaluare. Trecem mai departe. Analizez mai în profunzime procedura în sine, pentru că eu, de fapt, ce contest aici? Ce am contestat? Pe de o parte, procedura ilegală, adică fără respectarea prevederilor legale. În al doilea rând, am contestat comportamentul lor de a îngrădi dreptul de la contestație și de a participa la procedura de deschidere a ofertelor, pentru că ajungem și acolo, când depunem oferta de proiect, da? Pe de altă parte, abuzurile pe care le-au făcut prin faptul că au diminuat bugetul solicitat. Vreau să vă spun că acea comisie de selecție și de evaluare funcționează în baza unor prerogative care au fost conferite de hotărârea de Consiliul Local. În hotărârea de Consiliul Local sunt prevăzute atribuțiile comisiei. Și o sumă, componența, nu o sumă, componența comisiei și atribuțiile pe care aceste comisii de evaluare le are. Nici unde nu scrie că are dreptul să ajusteze un leu, doi sau să împarte ei cum vor. Pentru că atunci n-ar mai fi... Cine fi să împarte ei cum vor? Primăria. Comisia. Adică noi suntem comisia, da? Avem un proiect de 7 lei. Eu nu pot să apreciez că acel proiect face 2 lei, 5 lei, 4 lei, 50 sau 7 lei. Eu ce pot să fac este să iau grilajul, grila de punctare și să văd. Scopul este definit. 3 puncte. Trebuie să dau 3 puncte. Nu pot să dau 1,2. Pentru că nu pot să am apreciere personale. Este o evaluare pe bază de selecție de proiecte.
Nu pot eu să spun asociația aveți semne de întrebări cu privire la modul în care au fost evaluate? Avem dovezi. Avem dovezi pentru că eu am făcut cerere pe să văd acele documente și nu mi s-au dat. Totuși, cunoscând legea, am spus că pe bază legii 544 am dreptul să verific documentația, să o analizez la sediul lor. Și aici am avut câștig de cauză în fața lor. Au zis, bine, poți să vezi documentația. Și zic, dați-mi, vă rog frumos, fișele de evaluare ale asociației, ale proiectului Asociației Teatru de Tineri, să văd cam cum stă treaba. Și le-am primit. Și? Am și apucat să fac câteva poze. Îmi pare rău că n-am scos acum. Dacă se poate, ați fi uimiți să aflați că, de fapt, sunt, de fapt, și poate să verifice oricine, sunt 6 puncte de evaluare, 6 criterii de evaluare a fiecărui proiect. Unele dintre criteriile de evaluare au și subcriterii. Uh-huh. Unele criterii au punctaj maxim pe care un proiect poate să-l obțină 25 de puncte. Adică punctajul maxim alocat la criteriul X e 25 de puncte. Vreau să vă spun că proiectul nostru, al Asociației Alături de Tineri, poate doar că sunt eu președinte și că nu sunt vreun susținător înfocat al primarului în funcție, mai mult de 2 puncte n-am primit la niciun criteriu. Deci, oameni buni, 25 de puncte este maxim care poate să primească un proiect. N-am primit nici 23, nici 19, nici 17, nici 15, nici 12, nici 11, nici 10, nici 8, nici 7, nici 4, nici măcar 3. Am fost punctat cu 1 și 2 pe linie. Dar și în condițiile date, vă spuneam că am o experiență vastă pe fonduri europene și știu, n-au putut să mă scadă cu proiectul sub 70 de puncte. Deci, în condițiile date, cu 1 și 2. Domnă, eu știu că la școală ăla care copiază are 1. Și totuși, în toată istoria învățământului, eu nu știu să există un copil care să aibă 1 și 2 pe linie. Mă, tot are 7 undeva, tot are 4, are 6. Mă, n-are 10. Că nu ești de 10. Dar cum să ai 1 și 2 pe linie? Un abuz. Că ați reușit această performanță, între ghilimele spus. Păi nu am reușit eu. De ce eu, credeți adică, că s-a întâmplat eu nu mă acest simt că am reușit eu. E ridicol. Adică au reușit ei să ridicolizeze în așa fel o evaluare a unor proiecte care trebuie să finanțate din bani publici. Că nu dau bani din banii lor. Adică eu n-am cerut pomană. Am spus un angajat al primăriei, domnul Cleș, de ce sunteți supărat? Că totuși ați primit 10.000 de lei. Zic, respectabile, zic că n-am venit cu jalba împroțat la primar, dăm și mie de o ciorbă sau de o chiftea, că nu asta vreau. Și le-a spus în felul următor, dacă un proiect de 100.000 de lei face 100 de puncte, dați-i tot banii. Și dacă un alt proiect care nu este bun, dacă îi dai 10.000 de lei, ai făcut un abuz, ai cheltuit banii ilegal. Apelul este concurențial și competitiv. Cele mai bune proiecte câștigă punctajul. Dar n-am primit nici astăzi grilele de evaluare sau evaluarea, doar mi-au fost arătate. Zic, bun, acum le-am văzut. Dați-mi-le acum, că sunt fizice aici în primărie. Ce v-au spus? Nu se poate. Că eu am făcut cerere doar ca să le analizez. Este adevărat. Deci trebuie să mai faceți o cerere pentru a le și primi? Da. Și mi se ați spune, făcut-o? A spus, dar cum să nu? Am făcut. Păi după aia am făcut și cererea. Adică suntem ca la panda comandă. Asta înseamnă administrația în primăria municipiului Deva. Documentele există, le studiez, le văd, dar nu pot fi date. Și a spus în felul următor, bine, fac o lege. Termenul spune în termen de 10 zile. Ce înseamnă în termen de 10 zile? Nu mai multe. Adică documentația solicitată, dacă este la îndemâna primăriei, se pune la dispoziția celui interesat în termen de 10 zile. Vă întreb pe dumneavoastră, în condiția dată în care noi eram joia și lunea era ultima zi în care se puteau depune contestațiile, în termen de 10 zile n-ar fi înțeles normal să mi se pună la dispoziție lucrarea ca să pot să contest. Probabil că o veți primi în data de 21, nu? Eu garantez că o să mi se spună că n-au acces la documentație. Păi cum să nu aibă acces? Ce spune legea? Păi da, cum să nu mi-o dau atunci în 2-3 zile? Dar știți care e temerea mea? Dom'le, dacă n-ai nimic de ascuns, dacă ești corect, dacă ești cinstit, ești transparent. Dar cine, când și, lipsește cine și ce în actul de administrație, ascuns? În actul de administrație, pun și o întrebare. Când lipsește transparența? Când ești nevoit să minți? Când ești nevoit să îngreunezi sau să nu dai dreptul unui om să facă contestație? Când trebuie să îngreunești accesul la informații publice? Când ai ceva de ascuns? Și atunci întrebarea mea este pertinentă. Ce are de ascuns primăria Deva cu modul de a aloca finanțare nerambursabilă în baza legii 350? Oare o procedură incorrectă? Oare o evaluare
referențială, știu eu, ăla e alocutare, ăla e alocutare, la Clash de 10.000, la Popescu de 50.000, ăla cu kickbox, sunt băieți faini, dă-le 1 miliard. Ca așa, astea sunt sumele care se duc. Bun, acum să nu uităm că dumneavoastră ați fost unul dintre contracandidații actualului primar la primăria municipiului Deva. Credeți că are vreo legătură acest lucru cu faptul că, iată, s-a avut tot felul de impedimente cu privire la acest proiect pe care l-ați depus? Nu cred că candidatura mea să fie problema. Cred că sunt alte... Deranjați atât de tare? Sunt convins. Păi nu degeaba am fost amenințat. Eu, familia, prietenii... De către cine? Nu știți? Păi, dar ce vă întreb? De către susținători ai domnului primar din campanie. Am și un dosar cu două fapte de amenințare care acum e pe rolul instanței. Trebuie să intre la judecată încă din 2020. Deci nu sunteți la inima primarului, ca să spunem așa. Eu nu, și pot, să zic, că eu atunci... nu pot să zic că sunt la inima lui. Nici nu vreau să fiu la inima lui. Eu nu-mi doresc să fiu, adică decât să mă fac plăcut prin modul de a ascunde adevărul și de a acoperi furtișagurile, prefer să fiu neplăcut, dar să spun ceea ce e corect și adevărat. Și pentru că tot discutăm și despre primarul în funcție a municipiului Deva, este corect din partea noastră să îi luăm și un punct de vedere în acest subiect și îi rog pe colegii din regie să stabilim o legătură telefonică directă cu domnul primar. Sperăm că ne și răspunde pentru a își spune și dumnealui punctul de vedere cu privire la acest subiect. O să mă anunțe colegii cu siguranță atunci când vom avea legătura telefonică cu primarul municipiului Deva. Bun, revenim. Cu riscul să-mi spuneți că sunt o persoană tendențioasă sau că sunt rău, părerea mea personală este că domnul primar a pierdut contactul cu devenirea din 2020. Adică cred că e zadarnic să-l sunați, să-i dați un telefon și dacă ne aude nu va răspunde pentru că n-are nimic de spus, pentru că legea este evidentă. Ni s-au îngădit tuturor celor care am depus proiecte. Deci nu sunteți singurul aflat în această situație? Pe da. Pe o procedură care nu e corectă, afectează toți participanții. Da? Legea spune clar, deschiderea proiectelor. Adică, haideți să discutăm un pic mecanismul cum se primesc fondurile europene, că e foarte important. În bugetul fiecărui an sunt cuprinse sumele de falcat pe tineret, pe sport, pe cultură, pe social. După care, primăria municipiului Deva face un anunț de participare, în care spune că în perioada 8-11 se vor depune proiectele. În acest anunț de participare este obligatoriu, conform legii, să anunți, să specifici data și locul la care dosarele se vor deschide. Vă întrerup pentru că sună, sperăm să-l și prindem pe domnul primar. Eu nu mai am speranțe să răspundă. Noi sperăm că ne va răspunde totuși, deși nu este pentru prima dată când încercăm să luăm legătura telefonică cu dumnealui și nu poate să ne răspundă. Încă mai avem o speranță că va răspunde. Nici în privința asta nu m-am înșelat. Din păcate nu ne-a răspuns, dar îi rog pe colegii din regie să mai insiste până la finalul emisiunii, că poate au noroc și de veni să asculte punctul de vedere a domnului primar al municipiului Deva. Haideți să continuăm. Spuneați și că vă și spuneam, ceilalți... În anunțul de participare este obligatoriu prin lege să se comunice tuturor factorilor interesanți, adică celor care participă la selecția publică competitivă și concurențială, cum spune legea, de proiecte, locul și data unde se vor deschide proiectele. Pot să vă spun, poate verifica oricine, pe site-ul primăriei, legea 350, în anunțul de participare nu este prevăzută data și locul unde se vor deschide proiectele. Și atunci, cu ce ați făcut? Cum ați... Păi ne-a fost comunicat. Adică s-au întâlnit ei, au verificat, dați banii la fiecare papa care cum vrea, dați-le comunicatul. Aveți dovezi în acest sens că nu, au făcut asta? Pe altfel cum? Păi dacă n-ai respectat legea. Pe legea spune că trebuie să faci să comunici ca să poți să vin. Pe de altă parte spune că orice ofertant, orice societant de finanțare care depune oferta, poate să are dreptul să participe. Ori tu, dacă nu scrii data și locul unde deschizi ofertele, nu înseamnă că mă îngădești mie dreptul de a participa la deschiderea ofertelor? Un drept conferit de către lege? Ba da. Asta am cerut, să se reevalueze ofertele, afișându-se data și locul, să participăm cu toții. Poate că eu am o suspiciune că cineva ar face o evaluare a unor proiecte, dându-mi mie nota 1.
că nu sunt simpatizantul lui X și dându-i altuia nota 10, că toată ziua îl sperie pe domn primar. Mergem mai departe. Tot în manual, în ghidul de finanțare, spune că întreaga la finalizarea acestei evaluări, întreaga documentație se predă direcției economice din cadrul primului municipiului Deva pe bază de proces verbal, pentru a fi păstrată și arhivată. De asta m-am adresat în atenția ei, a direcției economice, în data de 11. Pentru că ei, în data de 10, conform legii, sau în 11 dimineața, au primit întreaga documentație de evaluare de la Comisia de Selecție și Evaluare. Practic o aveau. Dar cum? Dacă nu am mințit și cu aia. Deci, conform legii, în data de 11, când eu am făcut adresa către ei, ei trebuiau să aibă documentația. Cu note, cu criterii, cu... Sunt mai multe, acum îmi scapă. Vă dau câteva, vă citesc din solicitare, că mi-am documentat-o pe articol de lege. Eu lista, am văzut destul de lungă. Deci, ce ar fi trebuit să existe în documentația de evaluare a proiectelor? Ar trebui să fie centralizatoarele cu notele acordate în urma evaluării. Ar trebui să fie evaluările individuale, pe fiecare proiect în parte, fiecare evaluator completează o fișă în baza căreia punctează proiectul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Ar fi trebuit comisia să dea o hotărâre în baza căruia selectează proiectele care primesc finanțare. Că nu toate proiectele trebuie să primească finanțare, doar cele care primesc un punctaj mai mare. Și acum să luăm în calcul varianta următoare. Proiectele care, deși îndeplinesc cel mai mare punctaj, nu pot să primească finanțare, departajarea se face prin numărul de locuri de muncă nou înființate sau prin experiența managerului de proiect. Și acum iar o să râdeți. Și dacă intenționați să serviți apă, să nu serviți, că o să râd și o să pufniți în râs. Ce vreau să vă spun este în felul următor. Am depus împreună cu proiectul la primăria municipiului Deva dovadă după studiile pe care, ca și manager de proiect, le-am. Absolvent de management, pur la științe comunice la Timișoara, manager de proiect, expert achiziții publice, auditor intern, manager de calitate, manager îmbunătățire de procese, expert accesare și implementare fonduri europene, evaluator de proiecte și o recomandare de la primăria municipiului Deva, pentru că am finalizat un contract încheiat în timp util, nu întârzia ca și restul proiectelor, iar primăria municipiului Deva mi-a dat o recomandare prin care, conform legii, la final de lucrare, prin care, îmi pare rău că n-am să vă arăt, Primăria municipiului Deva, dacă sunt colegii în recepție, de acum și puteți să o puneți, să vedeți ce spune primăria. Deci este senzațional. Este senzațional ce scrie acolo. Deci o să, doar o secundă să vă dau și chiar insist să puneți recomandarea, să vedeți ce îmi spun pe de o parte și pe de altă parte îmi puntează nota 1. Deci pe de o altă, am și râs, am și spus, domnule, sunteți de râsul curcilor. Adică îmi spui recomandare că sunt foarte bun manager de proiect, că mi-am îndeplinit toate atribuțiile în timp util, pe măsura așteptărilor și pe de altă parte îmi dați 1 din 5. Deci din 5 puncte am avut 1. Da, luați în calcul că poate și proiectul, poate chiar nu, experiența managerului de proiect este același. Nu, deci nu se puncta proiectul, se puncta experiența și calificările managerului de proiect. Ori eu spun și acum, sub cuvânt de onoare, că de asta refuză ei să-mi arată mie restul de proiecte. Dacă găsesc alte proiecte cu experiență similară, acum o să zică lumea că sunt în față sau că mă laud. Poate să o zică, asta și fac. Și m-aș bucura enorm să văd că toți cei care au depus au experiență mai mare decât mine. Asta îmi demonstrează că sunt oameni bine pregătiți în Deva. Dar dacă nu sunt oameni așa de bine pregătiți în Deva sau printre cei care au depus, atunci e clar că acolo trebuie să am eu cel mai mare punctaj și ei, la criteriul respectiv, să aibă punctajul un pic mai mic, corect? Deci, repet, nu e vorba de a epata, e vorba doar de a face o analiză corectă pe fiecare indicator. Nu pot să primesc un punct din 5. Chiar sunt nemulțumit. Și au refuzat să-mi oferă și acest răspuns până astăzi. Cum spuneam, probabil că în termenul acela prevăzut de lege de 10 zile veți primi toate răspunsurile la solicitările pe care le-ați făcut și către Direcția Economică din cadrul primăriei și poate veți elucida unele mistere pe care le aveți acum și veți primi unele răspunsuri la întrebările pe care deocamdată nu le-ați găsit răspunsul. Oare pot să vă transmit recomandarea? Sigur. În regie la... Îmi trimiteți mie și eu o să rezolv cu colegul meu din regie. Da, uitați, am găsit și recomandarea. A
a plecat de la mine. Imediat o să o și publicăm. Bun, și ce veți face? Deci, să vă spun pe ce contestația noastră este fundamentată și ce am cerut de fapt. Ce cerem în această documentație este, ne dorim pe de o parte să stopăm alocarea discreționară și abuzivă acestor fonduri publice, pentru că sunt bani publici. Eu am spus că pomană o facem cu alte ocazii și nu doresc nimănui să ajungă să dea de pomană. Adică ori o faci din inimă și dai din bugetul tău, dacă nu e vorba de bani publici, trebuie să respectăm niște norme, după care ne ghidăm. Fie că discutăm de achiziții publice, respectăm legea 98 pe 2016, legea primit achizițiile publice, că ați găsit, ați primit? Da. Uitați-vă la final, mai sunt de semnătură ce se spune acolo. Deci trebuie să dați. Deci o să fie de râsul curcilor, nu așa. Apare numele meu ca și expert în proiectul la primăria municipiului Deva, în care mi-am onorat toate atribuțiile, mi-am primit și banii, pentru că e firesc. Și când e să fiu... vedem și pe ecran și atunci vom discuta... Deci, am cerut în felul următor, legat de procedură, pentru că discutăm de o procedură care nu este corectă, nu este legală. Ceea ce, și o spun răspicat, o procedură care nu respectă ceea ce spune legea este ilegală, corect? Am cerut ca în anunțul de participare să fie publicate criteriile de atribuire a contractului de finanțare, adică să știm cum se va atribui fiecare proiect în parte. Am cerut să precizeze în anunțul de participare, înainte să facă deschiderea ofertelor, locul și data la care se vor deschide ofertele, pentru a putea participa toți deponenții. Adică cine e interesat să participe? Eu dacă vreau să mă duc să particip când se deschide oferta, ca o licitație. Ai băgat oferta în plic, ai depus-o și comisia când se întrunește, particip, bună ziua, am venit, sunt ofertant, vreau să văd care e oferta mai bună. De ce să nu avem voie să participăm dacă legea ne dă acest drept? Deci n-am cerut nimic în afara legii. Am mai cerut să se stabilească niște criterii de evaluare a unei grile cadru de evaluare și a unor punctaje corecte, adică dacă spune că proiectul poate să aibă maxim 100 de puncte, eu când adun punctajele de la fiecare criteriu îmi dă 115. Păi nu e corect. Iată, avem acum recomandarea să sperăm că se și vede eventual Și dacă sunt date publice, aveți acceptul meu să le comunicați, nu mă deranjează, eu sunt o persoană transparentă, totul la vedere. Este o recomandare, dacă vedeți, aici, numele meu este chiar în primul, este manager de proiect, în cadrul acestui manager de contract. Contract, experții au fost Clej Ioan Emanuel, așa, și o altă persoană. Da, sunt informații activitățile publice. Activitățile realizate de către inspecție au fost următoarele, așa, și chiar la final, Rosi, următoarea pagină, dacă te rog, menționăm că experții mai sus menționați s-au dovedit excelenți cunoscători ai instrumentului CAF 2020, CAF, și și-au îndeplinit sarcinile și responsabilitățile aferente poziției de expert cu profesionalism, la cele mai înalte standarde de calitate și cu respectare a termenelor asumate, motiv pentru care suntem onorați să îi recomandăm pentru roluri similare, convinși fiind de aptitudinile și competențele, precum și de calitățile personale acestora, dovedite cu prisosință în activitățile prestate în baza contractului numărului cutare, semnat primar Nicolae Florin Oancea. Ar trebui să vadă și dacă putem că următoarea pagină, nu vorbim, Rosi, vorbe... dacă nu ceea ce am citit, asta scrie și aici în deci, această recomandare primită și semnată, chiar ultimul paragraf acolo este amintit acest lucru de faptul că sunteți excelenți cunoscători a instrumentului CAF 2020 și că tot ceea ce am citit puțin mai devreme. Deci, atât că există un document în acest sens, un document oficial. Documentație sau recomandare pe care am primit-o de la ei și am depus-o tot la primăria Deva pentru a mă folosi de ea, pentru că am experiență, am expertiză, am rezultate, am recomandări și atunci stau să vă întreb eu. Păi eu, primăria Deva când am mințit? Când a acordat recomandarea, deși era un proiect pe fonduri europene, nu prea poți să minți cu fonduri europene, că nu te joci cu ele. Sau acum, când mi-a făcut un puntaj de un punct și două puncte. Și care este părerea noastră? Ce credeți că s-a întâmplat de fapt aici? Dacă într-adevăr este o problemă personală sau profesională? Păi vă spun eu cum se întâmplă lucrurile. La momentul vorbirii, acum n-am toate documentele, dar mâine voi face o cerere pe 544 și voi cere toate finanțele din 2020 până în prezent. 2020, 2021, 2022. Și dacă le primesc în 30 de zile când le prevede legea maxim, le voi primi. Și vă voi arăta, voi dovedi, am informații certe, dar nu le am acum. N-am acces la ele, pardon, că sunt primărie. Există inclusiv suspiciunea
ca primăria Deva să fie finanțat mai mult de 90%, maxim cât prevede legea a fi finanțat un proiect. Probabil vom discuta mai multe când veți avea și aceste dovezi în mână. Și domnul Lucian Mara, consilier local în cadrul, CLE Deva, ne urmărește și a transmis un mesaj. Am depus amendament pentru anunțarea datei întrunirii Comisiei de Evaluare, dar a fost respins, spune domnul Mara, consilier local la Deva. Deci iată că ați avut cumva susținere, să spunem, în Haideți să vă spun, eu nu vreau să mă duc într-o tentă politică. Da, îi văd activitatea domnului consilier și foarte bine că a avut foarte multe inițiative bune, foarte multe proaste. Nu asta contează, adică. Important e că dacă există o lege, un cadru unitar, nu cred că un astfel de amendament, că asta mi se pare ceva, adică există un cadru legal, o lege organică, mai vii să fac un amendament, ca să ce? Păi dacă spune legea că n-ai voie să depășești pe linie continuă, trebuie să dau hotărâre de Consiliul Local că n-ai voie să treci pe lege continuă, mi se pare, adică ne jucăm cu politica sau cu administrația. Nu-i de dată astfel de hașele. Spune legea negru pe alb. Ai dreptul să participi. Tot legea spune negru pe alb. E obligat finanțatorul, adică primăria, să spună data și locul la care se vor deschide ofertele. Pentru ce să mai dau hașele? Sunteți singurul nemulțumit dintre cei care au depus proiecte pentru în această situație sau mai sunt și alte persoane care se află în situația dumneavoastră? Că poate ați discutat, că acum deci, vă cam cunoașteți. Nemulțumiți, pot să vă spun, din ceea ce am discutat cu asociații, ONG-uri care au depus, suntem mai mulți. Câți au făcut contestații, nu știu să vă spun, pentru că nu i-am întrebat dacă contestă sau nu contestă. Acum se întâmplă poate ca dintre toți care participă la o licitație să nu cunoască toți de subturile astea, că asta de fapt sunt niște detalii tehnice de corectitudine a unei proceduri, care nu pot să o cunoască decât un om care vine din domeniu. Ori eu, fiind evaluator de proiecte, vă dați seama că le-am în atâtea sute de proiecte câte am evaluat, le știu pe de rost. Eu nu pot să am apreciere personale. Mie îmi spune grila corect. Sunt definiți indicatori smart la proiect? Punctaj 3 puncte. Dacă sunt indicatori smart, dau 3 puncte, dacă nu sunt, nu dau. Eu nu pot să apreciez că sunt indicatori doar de la nivelul la 2 puncte sau la 1 punct, cum a făcut primăria Deva. Deci ori primești punctaj, ori nu primești. Asta înseamnă evaluare pe criterii de performanță sau de punctaj. Altfel, evaluarea este subiectivă. Stau și mă uit în ochii fiecăruia și zic. Și credeți că a fost evaluat subiectiv? 100% asta crede. Altfel n-ai cum să primești un punct după ce am toate dovezile că am depus experiență, expertiză, proiectul. Vă dați seama că eu fac proiecte pentru alții. Deci eu fac proiecte pentru alții care câștigă punctaj maxim și primesc finanțarea. Slabe și când să vă auto-sabotați, nu? Domnule, în toată România am depus proiecte, nu numai în județul Mitura sau undeva, în toată România. N-am avut niciun proiect respins de la finanțare, n-am avut niciun proiect care să fie implementat cu corecții financiare. Zero corecții financiare. Păi și atunci a venit primăria Deva, campionul fondurilor europene, între ghilimele, că suntem praf, vai și amar de capul nostru, pe absorpție, toate sunt întârziate, nu vedem nicio finalitate, să-mi spui că proiectele sunt praf. Mai mult decât atât, v-am arătat mai avem că mi s-a ciuntit. Mai avem 2 minute din emisiune. Mi s-au ciuntit. Deci am fost informat că am primit 10.000 de lei. Vreau și eu să aflu. Deci banii aceștia i-ați primit, să înțeleagă și telespectatorii. Dar ilegal, adică nu ai voie să faci lucrul ăsta. Au făcut o informare greșită, un abuz. Nu-ți dă voie nimeni și dacă există oameni care au cunoștință, care ne urmăresc și spun că eu vorbesc prostii, îi rog frumos să intervină, să le dați acces în emisiune, să spună domnul Cleș, minte, nu e adevărat, este un dezinformator. Nu există un atribut conferit acestei comisii prin care să reducă. Ceea ce puteau să facă maxim este să ceară niște clarificări, ceea ce se practică. N-am înțeles oferta tehnică, mi se par prețurile cam mari, nu aveți experiență similară și atunci, conform ghidului, cer clarificare și cer să ți se clarifice anumite aspecte. Ori vreau să vă spun că proiectul pe care l-am depus n-a primit nicio clarificare. Adică a fost eligibil, a fost depus în termen, s-a încălat în costuri, în prețuri, s-a încălat în bugetul maxim pe care era finanțat, am fost punctat cu 1, maxim 2 puncte pe toate criteriile, chiar dacă punctajul maxim pe care puteam să-l obțin era 25 de puncte, deci doar lucrul ăsta cred că trebuie de dat de gândit oricărui. Adică, dacă punctajul maxim e 25 de puncte și tu primești 1 și 2 puncte, păi acum, eu am întrebat-o pe doamna care a salarat a primăriei, care a pun alt un punct. Zic, doamnă, dacă era și 0 puncte, de ce nu m-ați dat 0? Deci, cum ai dat un punct? Da, adică, nu mi-ai dat 25, dar mi-ai dat 1. De ce 1? De ce nu mi-ai dat și tu 4? Sau de ce nu mi-ai dat 0? Cam așa se evaluează proiectele în primărie de la.
O să urmărim subiectul, vă mai așteptăm și după ce primiți răspunsurile din partea primăriei, pentru că spuneam că mai aveți timp, nu? Să-l primiți răspunsul, chiar dacă termenul de contestare a făcut contestația expirat. Și dacă nu se va relua procedura conform legislației, o să mergem mai departe și în contencios. Deci nu ne oprim aici, pentru că ne-am asumat acest rol de a corecta ceea ce vedem că se întâmplă rău și de a pune stop, odată pentru totdeauna, practicilor abuzive și ilegale de a împărți fonduri publice după discreția sau la discreția unui sau altuia. Nimeni n-are acest drept, trebuie să respectăm legea în tot ceea ce facem. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează știrile Hunedoara 1, prezentate de colega mea, Andreea Patriche. Eu sunt Petronela Tămaș și vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!